Salutare, dragi telespectatori! Aici e Daviduțu, de la Regal Show Ferdinand. Astăzi prezint tipuri de vecini, partea a doua. 1. Vecinul care este întotdeauna pregătit pentru orice situație. Ce s-a întâmplat? Ai spart vaza? Nu mă mir! Nu ți-ar fi rușine! Vecinul care iubește să cânte. La la la, hei la la, ridadida, sunt vecinul cântăreț, la 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 la, sunt vecinul cântăreț, la 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 la, zici că sunt cântăreț, la 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 la, hei. Trei. Vecinul. Trei. Vecinul care stă tot timpul pe telefon. Vorbesc și eu pe telefonul meu, uitați, e frumușel. Vorbesc așa, ce? Bla bla. Note și o lumea asta. Mă joc. Și mă joc. Da. Scriu tot timpul pe acest telefon. Și comentez totul cu prietenii și pălăvrăgesc. La 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 la. N-am timp să mă duc la cină. Oh, de parcă mi-ar păsa. 5. Vecinul care va deveni miliardar. Nevastă, scoală-te! Voi deveni miliardar! Hei! Țurai, țurai și țurai! Țurai, țurai și țurai! Hei! Voi deveni miliardar! Heia! 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 5. Vecinul care primește o listuță acasă. Nevastă, ești acasă? Citește lista. Cât de lungă e lista, nevastă? Lungă cât pomana chinerească. Șase. Vecinul care învață arta discurilor. Ce e asta? E un disc. Un disc. Și ce să fie în ambalaj? Un disc. E cel mai frumos disc pe care l-am văzut. Pot să-l arunc. De ăsta trebuie să fie ascultat.
Îl pun la loc, că se supără nenea. Îl pun la loc. Imediat, că se enervează și țipă. Și bineînțeles, al șaptelea vecinul care și-a făcut un album. Mi-am făcut primul meu album! Am primul album! Primul meu album! DVD! Sperăm că v-a plăcut videoclipul acesta. Dați like, subscribe ca să put și apăsați pe clopoțel ca să primiți notificările celor mai noi vlog videoclipuri ale lui Pam 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 Regal Show Ferdinand. Și să vă abonați. Ciao!